Polițiștii locali au ieșit pe teren în această dimineață, însă nu pentru a da amenzi, ci pentru a putea face ziua mai frumoasă doamnelor și domnișoarelor din Severin. Aceștia au mers în zona centrală a orașului, unde au împărțit flori femeilor întâlnite în cale. Dacă îmi permite să vă ofer un simbol al primăverii din partea poliției locale, să aveți un an fericit și la mulți ani. Mulțumim frumos! Surpriză pentru doamne și domnișoare din partea polițiștilor locali. Aceștia au oferit femeilor întâlnite în zona centrală a Severinului flori și gânduri bune. Fără un simbol al primăverii și vă urează la mulți ani și primăverii. Vă mulțumesc frumos! Este un gest extraordinar. Vă mulțumim! Vă vedem senină, fericită! Exact! Ziua să fie și pentru dumneavoastră la fel, o zi frumoasă. Foarte frumos! Gestul dumneavoastră, un gest de nobilă politețe și vă dorim și noi o primăvară frumoasă și plină de sănătate și bucurii. Chiar v-a surprins? Da, da, ne așteptam toate femeile. Foarte frumos gest. Un simbol al primăverii și vă dorește o primăvară frumoasă și la mulți ani. Surpriză pentru doamne și domnișoare pun la cale în fiecare an de 8 martie polițiștii locali. Polițiștii locali au oferit în semn de prețuire astăzi doamnelor și domnișoanelor din municipiu un simbol al primăverii. Poliția locală transmite tuturor femeilor un călduros la mulți ani, multă sănătate, respect și prețuire, precum și o primăvară frumoasă. 8 martie reprezintă unul din momentele care înfrumusețează primăvara. Este o sărbătoare dedicată tuturor femeilor, iar florile sunt purtătoarele mesajelor de prețuire din partea celor care le oferă.